Hai să vedem, de fapt, de unde vin durerile de spate. Și atenție, nu pornesc neapărat de la coloana vertebrală, ci pot porni de la altceva, ceea ce se cheamă fascii. Deci fascia, practic, acoperă musculatura și se leagă de oase, inclusiv de coloana vertebrală. Exact. Ok. Putem să vorbim, de exemplu, despre un mușchi ca și diafragma, da, care este acoperit și el, la rândul lui, de această fascie. Acest mușchi, cum toată lumea știe, el este implicat în respirație. Dacă acest mușchi nu va funcționa corespunzător, automat va da o presiune constantă în zona lombară, în coloana lombară. În timp, poate duce la un dezechilibru la nivelul discului intervertebral. Coloana este sănătoasă, dar am o problemă de fascie diafragmatică care trage în permanență de acea coloană și o duce practic în dureri, în discopatie și în ce ai vorbit tu.